sunt zienele, sărbătoare specifică satului Boholz din țara Făgărașului. Domnul primar. Sărbătoare mare la Boholz astăzi, pentru că este hramul bisericii din Boholz. Și boholzenii, cât și alți oameni din țara Făgărașului, au umplut biserica din Boholz. Sunt straie populare mulți dintre ei, pentru că cinstim portul popular, nu doar astăzi, că este ziua ei, în general. Și după cum ați văzut, și copiii sunt îmbrăcați în port popular. Asta e un lucru extrem de important, pentru că duce mai departe prin ei aceste tradiții ale portului popular. Biserica este împodobită cu sânziene, sânziene adunate de copii de pe pajiștile din jurul Boholzului, această zonă mirifică. Și cu toții împreună ne-am bucurat de hramul bisericii și de soborul de preoți condus de preasfințitul Ilarion, care a fost prezent prin grija mitropolitului. Această cale și mulțumim Dumnezeu, pentru că are grijă, zic eu, cu predilecție de comuna Beclean și ne ajută cu toate parochiile din cele 5 sate. Mulțumim! Thank you.